cântări, să auzim îndemnuri din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar, mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi ne confruntăm și cu realitatea aceasta a furtunii. Vă spune ceva furtună? Poate că ați trecut vreodată fiecare dintre dumneavoastră prin vreo furtună mai mare sau mai mică. Ei bine, pasajul acesta ar putea să fie pentru noi o încurajare astăzi. Nu numai că ne arată că chiar și ucenicii, credincioșii Domnului, trec prin furtuni, dar încurajarea mea pe care aș dori să o vedem este că în mijlocul lor, Domnul Iisus este cu ai Săi. Amin. Și uitați-vă ce spune începând cu versetul 24. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună așa de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Trebuie să vă spun că am citit pasajul acesta de multe ori. L-am citit în engleză să vedem cum sună. Dar am recurs și la limba greacă să vedem ce vrea să spună despre furtună. Și am descoperit aici ceva extraordinar. Când Apostolul Matei spune că deodată a venit o furtună strașnică, știți ce cuvânt folosește? Cuvântul seismus. Vă spune ceva cuvântul seismus? De unde vine? De la cutremur. Și cuvântul acesta poate însemna în limba română cutremur, mișcare violentă și furtună. Și mai sunt trei locuri în Matei unde folosește același cuvânt. Dar de data aceasta nu despre furtună pe mare, ci același cuvânt seismos când este vorba de cutremur. Vă dau un exemplu. Când Domnul Iisus vorbește despre viitor, ce se va întâmpla în viitor, spune că pe alocura vor fi cutremure de pământ, seismos. Când sutașul a rămas încremenit după ce Domnul Iisus a murit pe cruce, spune că a avut loc un mare seismos. Și când îngerul Domnului s-a coborât în dimineața învierii la mormântul Domnului și Hristos era viu, același cuvânt folosește seismos. Și aici seismos, cu tremur, și mai este un cuvânt frumos, megas. Poate că a fost un tsunami, nu știu, dar cert este că a fost o furtună așa de strașnică, așa de puternică, încât corabia în care se aflau era gata să se scufunde. Și unii se întreabă și spun, dar cum e posibil pe o mare așa de mică cum este Marea Galilei? Marea aceasta este, de fapt, un lac. Are 21 de kilometri lungime, 13 kilometri lățime și doar 43 de metri adâncime. Are 166 de kilometri pătrați, Marea Galilei. Și sunt două explicații interesante. Din cauza așezării ei pe Valea Iordanului vin curenți puternici și se stârnesc furtuni din senin. Dar am mai găsit o explicație interesantă. Diavolul, se pare, spun unii, a vrut să distrugă și pe ucenici și pe Domnul Iisus și el a fi stârnit furtuna aceasta. Ei bine, nu știm din ce direcție a venit furtuna, nu știm care a fost scopul real al acestei furtuni. Dar ceea ce aș dori să învățăm în această dimineață este că furtuna este o realitate. Și pentru mine, și pentru dumneavoastră. Mai devreme sau mai târziu, trecem prin furtuni. Furtuni în familie, furtuni în biserici, furtuni în societate, furtună în Ucraina, în Siria, cum auzeam mai devreme, în Israel, cum auzeam mai devreme, și mor oameni nevinovați. Și realitatea aceasta a furtunilor este o realitate pe care o experimentăm fiecare dintre noi. Un alt gând este acesta. Nu există viață fără furtună. În versetul 24 spune așa, și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ei, vreau să observați că
Atunci când Matei folosește cuvântul acesta, cuvintele acestea, el dormea, se referă la Domnul Iisus, aceleași cuvinte le folosește și Luca și Marcu. Toți spun, da, a fost furtună mare pe Marea Galilei, a fost o furtună strașnică. Și toți menționează că în timpul acestei furtuni, Domnul Iisus dormea. Frații mei, nu există viață fără furtună. Poate că fiecare dintre dumneavoastră ați putea să scrieți un roman mai mare sau mai mic, să spuneți prin câte ați trecut de când v-ați născut și până în prezent. Frații din Covazna știu și frații din Valea Mare la fel. Mi-aduc aminte că în primăvara anului acestuia am avut la Covazna printre turiști o soră deosebită. Și eram la ora de rugăciune, ne rugam. Nu era biserica chiar plină. Și dintr-o dată sora aceasta pe care o știm, majoritatea dintre noi, a început să se roage. Dar nu așa o rugăciune seacă, lipsită de putere, fără pasiune, dimpotrivă. S-a rugat așa de tare, așa de puternic, și plângea așa de tare, încât eu, mărturisesc, m-am speriat. Niciodată n-am văzut pe cineva să se roage în felul acesta. Am realizat că acolo sunt probleme serioase. Și așteptam să vedem ce se întâmplă și care e problema. Și femeia aceasta plângea. Și se ruga cu toată inima și spunea, Doamne, nu știm ce să mai facem. Nu știm încotro să mai apucăm, suntem așa de amărâți. Doamne, ai milă de nepoțica noastră. O fetiță de 7 luni, care a avut 3 operații în 7 luni, o bebeluș. Și la 3-a operație în Germania i-au scos colonul. Și acum să îngrijești un copil de felul acesta e pur și simplu devastator. E rău și greu de tot. Ne-am rugat pentru ea, pentru situația aceasta. Ne-am rugat cu frații din Covazna, cu frații din Valea Mare. Fetița are acum 1 an și 4 luni. Trăiește. A început să facă primii pași. Au mers din nou la clinica în Germania unde a fost operată. Și știți ce a spus medicul? După analize, fetița este foarte bine. Fetița este foarte bine. Frații mei, putem să realizăm ce Dumnezeu mare avem și din modul în care ne rugăm. Deodată ne rugăm așa de, stau și mă gândesc, oare nu mai avem putere? Oare nu mai avem pasiune? Nu există viață fără furtuni. Dar să nu uitați, Dumnezeu este mare. Mark Batterson, un autor mai nou, dar frumos, scrie într-una din cărțile sale așa. Cele mai mărețe momente din viață sunt acele. Acele momente miraculoase. Când neputința umană întâlnește omnipotența divină. Și în pasajul acesta, neputința umană este așa de clară. M-am întrebat oare ce s-ar fi întâmplat dacă în locul acela, în barca aceea, împreună cu ucenicii, nu era Domnul Iisus. Probabil s-ar fi înecat. Dar, pe de altă parte, este așa de evidentă omnipotența divină, puterea lui Dumnezeu. El este creatorul râurilor, mărilor și oceanelor. Amin. Și în ultimul rând. Știți ce s-a întâmplat când și-au dat seama că nu mai au control? Au strigat. Ei nu știu cum pot să dorm când corabia a corabie. O bărcuță din lemn. Se clatină din toate părțile. Cum poți să dorm? Dar cert este că Domnul Iisus dormea. Și cineva spunea că atunci când luptăm noi, Domnul se odihnește. Și când îl lăsăm pe El să lupte, ne odihnim noi. Frații mei, Doamne, a strigat sutașul. Apropo, cuvântul acesta, Doamne, l-am căutat și apare de 543 de ori în Scriptură, în direcția aceasta. Și de cele mai multe ori este folosit în contextul în care oamenii strigă după ajutorul lui Dumnezeu. Și vă aduc aminte câțiva dintre ei. Vă aduceți aminte Bartimeu ce a strigat? Doamne, fiul lui David! Ai milă de mine.
Aduceți aminte, ofițerul roman ce a strigat? Doamne, robul meu se chinuiește cumplit. Doamne, fica mea este muncită rău de... Fie-ți bine. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Amin. Am spus ucenicii. Frații mei, prin Hristos, avem biruință. Amin. Acum, când au văzut ucenicii ce se întâmplă, au rămas uimiți. Știți de ce? Nu pentru că natura așa a revenit, dacă vreți, la normalitate, ci pentru că Domnul Iisus s-a ridicat și a spus: staci, fără gură. A certat vântul. A certat valurile, marea înfuriată, și s-a făcut în liniște. Și parcă mă gândesc la ei, mă gândesc la ucenici, la imaginea aceasta extraordinară, și au spus parcă ucenicii: Doamne, dar Te-am văzut în atâtea feluri, în atâtea moduri, în atâtea locuri. Te-am văzut când hrăneai mulțimea cu 5 pâini și 2 peștișori, 5.000 de oameni. Te-am văzut de asemenea când ai vindecat bolnav, când i-ai atins pe cei leproși, când ai dat vedere orbilor. Te-am văzut la mormântul lui Lazar când ai spus un cuvânt, ai strigat de acolo, am fost acolo și Te-am auzit și Te-am văzut când ai spus: Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară, dar asta este prea de tot. Să spui vântul, taci. Să te adresezi valurilor, să spui oprește-te. Mare lucru. Frații mei, furtuna este o realitate a zilelor noastre. Și uitați-vă în jurul nostru. O lume cu atâtea furtuni, cu atâtea probleme. Nu există viață fără furtuni. Și încurajarea pe care aș dori să vă lasă în această dumneavoastră este aceasta. Prin Hristos avem biruință. Amin. Amin. El este mielul lui Dumnezeu. Amin? Amin. El este păstorul. Amin. El este ușa. Sărit să fie în mărturie. Amin. El este calea, adevărul. Amin. El este alfa. Amin. El este începutul. Amin. El este marele. El este Fiul lui Dumnezeu. Amin. El este Dumnezeu adevărat. Amin. Dumnezeu. Amin. El se ridică în mijlocul furtunii. Ucenicii sunt disperați și spune: gata, taci. Și natura se oprește. Apostolul Pavel spune în Filipeni 2:9: în El locuiește, trupește toată Trinitatea Dumnezeu. Dacă L-ai pe El și dacă El este viu în fiecare dintre noi, avem binecuvântarea Lui, slăvit amin, să fie. Amin. Da, trăim aici cât El ne îngăduie să trăim și va veni vremea când vom pleca din lumea aceasta, dar cu El știm unde le ducem. Pentru că suntem mai buni. Uitați, treceți printr-o furtună. Chemați numele Domnului. Nu este furtuna așa de mare pe care Domnul Iisus să o stăpânească. Amin.